dar ne întoarcem la informația asta. Haideți să-l auzim pe Nicolae Ciucă, președintele PNL. Sunteți acei alături de noi și ne găzduiți de asemenea. Doamnelor și domnilor, s-au spus foarte multe lucruri și toate detaliile despre acest obiectiv. Eu vreau să punctez doar câteva chestiuni esențiale, și anume că particip pentru a doua oară la inaugurarea unei variante ocolitoare sau unui drum de legătură. Prima a fost cel de la Sân Martin și am participat la activitatea de inaugurare a lucrărilor. Am venit și am văzut când s-au, care a fost progresul acolo, după care la inaugurare astăzi, iată-ne aici la, la Beiuș. Ceea ce nu s-a spus este un lucru care vine tot din 2020, era ministrul Apărării Naționale și mă trezesc cu un telefon de la domnul președinte Bolojan și îmi spune ce putem să stăm un pic de vorbă. Și zic, cum să nu? Ne-am văzut la minister și uitați, am o oportunitate de fonduri europene, există toate condițiile prin care să putem să realizăm o variantă ocolitoare a Beiușului, pentru că tot ceea ce înseamnă trafic greu pe legătura dintre Deva și Oradea trece prin, prin oraș și este absolut dificil și îngreunează viața locuitorilor din, din Beiuș. Și zic, cu ce vă pot ajuta? Zice, avem nevoie de un colț din cazarma care există aici la marginea Beiușului și nu e doar un colț, nu e vorba doar de traversare, ne gândim să venim și cu un proiect pentru un parc industrial astfel încât să contribuim la dezvoltarea comunității. De atunci, așa cum a povestit domnul președinte, până acum proiectul a suferit transformări, a intrat în alt, într-un alt regim de proiectare și iată-ne astăzi aici asistăm, participăm la inaugurarea obiectivului, unul de altfel foarte important și destul de complex. Sunt lucrări de artă. La rândul meu îi felicit pe cei implicați, toate instituțiile implicate, constructorul, CNAIR-ul. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că aici s-a întâmplat. Da. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, acțiune la sfârșit de săptămână, acțiune de campanie alături de Ilie Bolojan. Vă spuneam, unul dintre cei mai curtați lideri de dreapta, chiar dacă e vorba despre un lider regional. Elena Lasconi spunea că l-ar numi pe Ilie Bolojan prim-ministru. Este și Lucian Bode acolo, dar în